O ceartă între doi colegi de serviciu, un bărbat și o femeie, a fost liniștită doar de poliție. Acum însă scandalul s-a mutat. Tânărul îi acuză pe polițiștii care au intervenit că l-au bătut fără milă. Polițiștii spun că au fost nevoiți să facă uz de forță pentru că tânărul era violent. Indiferent din ce motive ar fi lovit, cert este că bărbatul a ajuns la spital cu capul spart și trupul plin de vânătăi după o scurtă vizită la secția de poliție. Acum este hotărât să-și caute dreptatea în instanțe. Cătălin Alexa povestește de pe patul de spital că s-a luat la ceartă cu o colegă de serviciu, iar aceasta a sunat la poliție. Când i-a văzut pe oamenii legii, tânărul s-a speriat și a luat la fugă. M-au fugit pe mine, m-au prins, m-au tot cătușele și m-au dat cam poți pe cai. M-au băgat și pământ în gură cu bocance, după ce m-au culcat. Tânărul spune că apoi a fost încătușat și dus la secție, unde a primit o amendă de 400 de lei. De acolo a mers direct la spital. Când a ajuns la camera de gardă, avea capul spart și vânătăi pe tot trupul. A spus, cum e posibil să loviți un om așa? Niciun animal, niciun criminal nu se lovește în halul ăsta. A spus, nu l-a bătut nimeni, nu. Și a spus, și ce, s-a bătut singur, pe spate, după cap. Oamenii legii recunosc că au folosit forța, dar spun că bărbatul nu le-a dat de ales. Deoarece tânărul, aflat sub influența băuturii alcoolice, a refuzat să fie condus la sediul poliției, a fost recalcitrant și a opus rezistență, a fost necesară imobilizarea acestuia prin utilizarea mijloacelor de intervenție din total. Care au fost mijloacele de intervenție? Folosirea bastonului, de cauciuc și a cătușelor. Tânărul spune că va face plângere împotriva polițiștilor care au ridicat mâna asupra sa.